ziua, doamnelor, domnilor, bine ați venit la ședința Consiliului Local din 21.06.2018. Avem pe ordinea de zi 14 puncte. Am să încep prin punctul 3, alegerea președintelui de ședință. Astăzi este rândul domnului Moise Carol, așa cum ne-am făcut noi la începutul mandatului graficul de eșalonare. Și am să dau citire la punctul 3, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Se aprobă alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Dărmănești pentru o perioadă de 3 luni, în persoana domnului Moise Carol, care va conduce ședințele Consiliului Local și va semna hotărârile adoptate de către acesta. Supunem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu unanimitate, domnul... 13 voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Domnul Moise Carol, vă rog, intrați în sesiunea de lucru ședință. Bună ziua, stimați colegi! În conformitate cu prevederile articolului 39, 115 și 117 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001 și dispoziția numărul 197/20.04.2018 a primarului orașului Dărmănești, județul Bacău, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local, care va avea loc în ziua de 29.06.2018, adică astăzi, ora 13, cu următoarea ordine de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 31.05.2018, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 13.06.2018. Nu deci votăm? Nu deci votăm ca să-și scriu o ședință de dată? Dacă e necesar. Nu e necesar. Nu, eu știu. Cu adică fiecare punct să și să zicem la punct fără a citi. Nu mai citim toată ordinea. Nu mai ordinea de zi. Supune la vot. Modificarea ordinei de zi. S-a suplimentat ordinea de zi cu încă două puncte. 12 și 13 le avem, da? Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare avizează toate cele trei comisii. Și 13 avem proiectul de hotărâre privind acordarea drepturilor bănești pentru lunile aprilie-mai 2018 aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare. Supune la vot ordinea de zi. Putem să punem la vot? Cine este pentru? Cele două puncte? Toată ordinea de zi este. Da. Deci noua ordine de zi a fost adoptată în unanimitate. Avem primul punct, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 31.05.2018. Dacă dorește cineva, are ceva de spus? Cine este pentru? Punem la vot. Cine este pentru? 13 voturi pentru. Proiectul de procesul verbal din luna mai 2018 a fost adoptat. Punctul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 13.06.2018. Supunem la vot. Cine este pentru? Avem împotrivă, abțineri, nu atât. Și procesul verbal al ședinței extraordinare din 13 iunie a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 4. Proiectul de hotărâre privind modificarea a două funcții contractuale din statul de funcție al aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești. Avizează Comisia Juridică. Avizul a fost favorabil pe comisii. Da, am să fac o scurtă precizare. Este vorba de două posturi contractuale de muncitori necalificați, un post la formația F2, un post la formația F3. Propunem prin acest proiect de hotărâre transformarea celor două posturi din funcții contractuale muncitori
necalificați în funcții contractuale muncitori calificați. Dacă aveți întrebări. Am discutat pe comisie. Da, scuz, ar fi văzut. Da, putem supune la vot. Cine este pentru? Cu 13 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al biroului de asistență socială, precum și planul anual de acțiuni privind serviciile sociale acordate pentru anul 2018 la nivelul UAT Dărmănești, județul Bacău. Comisia juridică a vizat favorabil. Da, am să fac câteva precizări. Este vorba de adresa numărul 15.831 din 23.04.2018, transmisă de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, care ne spune că a fost modificat Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale numărul 1068 pe 2018 și care ne obligă să adaptăm regulamentul de organizare și funcționare a biroului de asistență socială, precum și planul de acțiuni, în funcție de noua legislație. Practic, la articolul 1 al proiectului de hotărâre propunem regulamentul de organizare și funcționare a biroului de asistență socială după noile reglementări prevăzute în Ordinul Ministrului 2018 și, sigur, la articolul 2, planul de acțiuni care este prevăzut în același act normativ. Venim să intrăm în regulă, în legalitate cu noua legislație. Dacă aveți întrebări? Dacă sunt întrebări, dacă nu, trecem, spunem la vot. Cine este pentru? Da, în unanimitate, văd. Cu 13 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului amenajare spațiu verde tip SCOAR, oraș Dărmănești, în conformitate cu ultima formă a bugetului actualizat. Avizează toate cele trei comisii. Avizul a fost favorabil. Da, am să fac câteva precizări și aici. Este vorba de un proiect pe care noi l-am derulat și l-am demarat în cursul anului 2017. A parcurs etapele de evaluare și selecție pentru contractare. Astăzi suntem în faza de precontractare. Am primit adresa 10.545 de la sfârșitul lunii mai, transmisă de ADR Nord-Est, prin care ne spune, ne informează că acest proiect este în faza de precontractare și pentru a putea trece în etapa următoare, avem nevoie de câteva documente de completat, printre care, la punctul 10, era și acest proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local a ultimei forme a indicatorilor. Este o, mai mult o formalitate, pentru că la noi indicatorii nu s-au modificat, sunt la fel, dar trebuie să parcurgem și etapa asta, aprobarea proiectului de hotărâre în conformitate cu ultima formă a bugetului finanțat din Programul Operațional Regional. Dacă aveți întrebări. Domnul Desca. Pentru că am ajuns la primul punct, ordinea de zi în care urmează și să votăm și mergem din Comisia de Urbanism. Să rețineți pentru toate punctele de ordinea de zi în care este Comisia de Urbanism, eu mă rețin. Nici în comisii nu aplică niciodată mână. Nu ați fost atenți. Ați întrebat doar dacă... Dacă. Nu am aplicat niciodată mână. Deci eu am fost, a fost împotrivă. Am văzut și acesta. Și asta este pentru faptul că nu se fac ședințele de comisie, dar cum trebuie să fie făcute. Eu să fiu invitat la ședințele de comisie. Eu să fiu invitat la ședințele de comisie, de președinte de comisie. El trebuie să mă invită la ședințele de comisie. Nu altcineva. Da, domnul președinte de Comisia Urbanism, vă rog să vă însușiți. Da, da. Și să-l invitați pe domnul Despa. Nu mai pe domnul Despa, pe toți domnul primar, să nu fim ironici. Pe toți cei 4-5 membri din comisie. Ok. Asta nu trebuie să vă abțineți să vă... 4 este dreptul meu. Fără acord. Da. Supuneți la vot și dați-vă. Eu supun la vot punctul 6. Cine este pentru? Pentru amenajarea spațiului verde din scoar, da?
Haideți, nu văd mă cine este pentru? Ok. Așa, abținere. Împotrivă? 12 voturi pentru și o abținere. Domnul consilier de spațiu a abținut. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren de 300 de metri pătrați familiei Ciubotaru Paula, în condițiile legii numărul 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală. Avizează toate cele trei comisii. Da, am să fac și aici câteva precizări. Este vorba de o familie monoparentală, trei copii, care la momentul de față nu are o locuință în proprietate, locuiește cu chirie pe unde poate, solicită de mai mulți ani un loc în care să, sau pe care să-și construiască o căsuță. Am identificat un teren de 300 de metri pătrați. Dacă veți aproba proiectul de hotărâre, sigur că eu cred că în perioada următoare și cred că până în toamnă se va ridica o construcție acolo în care se poată trăi familia cu cei trei copii. Aveți întrebări? Balaș. Așa, o singură întrebare. Dacă noi ne aprobăm acest teren, persoana va obține de la Apele Române autorizații de construcție. Deci știu că... Deci noi în avizul pe care, în certificatul de urbanism, vom cere și avizul Apele Române, dar acolo unde noi am propus acest 300 de metri pătrați, mai sunt încă 10-12 case. Da, adică se obține așa astea. Îi dăm terenul și care nu va putea construi. În cazul ăsta, de terenul acolo. Da, deci noi în certificatul de urbanism vom cere acolo și avizul de la Apele Române. Da. Asta mai dorești cineva? Nu. Atunci să supunem la vot. Cine este pentru? 12. Abțineri. Domnul Despa, abținere împotrivă. 12 voturi pentru și o abținere. Domnul consilier Despa s-a abținut. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 8. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredințare directă a unui teren din domeniul privat al Oatei Dărmănești, în suprafață de 288 metri pătrați, situat în strada Răchitiș, localitatea Dărmănești. Au fost avizate toate cele trei comisii. Da, am să fac câteva mențiuni și aici. Este vorba de familia domnului Cristea Dragoș din strada Răchitiș. Această familie, cu mai bine de 10 ani în urmă, a solicitat de la primăria Dărmănești un teren, a primit aviz favorabil pentru acel teren, a construit omul o casă acolo, locuiește împreună cu trei copii în strada Răchitiș pe acel teren pe care, la vremea respectivă, primăria l-a încredințat, numai că primăria n-a mai făcut nimic mai departe și ei locuiesc fără acte legale. Deci nu există niciun fel de contract de concesiune sau închiriere pentru terenul respectiv. Oamenii și-au construit casa și datorită faptului că nu au documente legale pe teren, nu pot să beneficieze de utilități, nu au curent, nu au contract pentru energie electrică, pentru apă și așa mai departe. Și au solicitat să intre legalitate, să-și plătească, în primul rând, acel teren pe care noi am avut la început senzația că este ocupat abuziv. Au venit și ne-au arătat o cerere făcută, așa cum spuneam, cu mai mulți ani în urmă, avizată de conducerea de la vremea respectivă. Astăzi, prin hotărârea pe care, proiectul de hotărâre pe care l-am propus, intrăm în legalitate și sigur că fiecare își atinge obiectiv. Noi știm că acel teren este ocupat legal, vom încasa și niște bani pe concesiunea respectivă, iar dumneavoastră vor avea acte în regulă să poată să își facă contractele de care au nevoie. Dacă aveți întrebări? Atunci putem să punem la vot. Cine este pentru? 12. Abținere. Domnul Despa, împotrivă, nimeni. Cu 12 voturi pentru și o abținere, domnul consilier.
DESPAS a primit, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 9. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredințare directă a unui teren din domeniul privat al OAT Dărmănești, în suprafață de 620 metri pătrați, situată în strada Muntelui, localitatea Dărmănești. A fost avizat din toate cele trei comisii. Da. Am să vă fac o scurtă prezentare. Este vorba de un teren concesionat de Primăria Dărmănești începând cu anul 1998 domnului Lungu Mihai și Doina. Familia Lungu nu a și-a venit la zi concesiunea respectivă, nu a construit nicio casă acolo, nu are niciun imobil. În schimb are un fecior, care Lungu Cătălin, care s-a căsătorit și are familie și solicită să preia concesiunea de la tatăl. Tatăl ne-a făcut o adresă și ne-a spus că cedează concesiunea pentru fiu. Fiul a solicitat preluarea contractului de concesiune în ideea de a-și construi o casă. Astăzi, proiectul de hotărâre vine să, cumva, să legalizeze transferul de teren de la tată spre fiu. Întrebări dacă aveți? Nu sunt întrebări? Nu. Să supune la vot atunci. Cine este pentru? Deci abținere. Domnul Desu, abținere. Împotrivă nu sunt. Cu 12 voturi pentru și o abținere, domnul consilier Despa s-a abținut, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării locuințelor ANB situate în orașul Dărmănești, județul Bacău. Au avizat toate cele trei comisii. Da. Am să vă fac și aici o mică prezentare. În data de 4 iunie 2018, Chiper Mihaela, care beneficia de o locuință în blocul 57, ANL, apartamentul 12, ne-a transmis o notificare, începând cu data de 1.7.2018, adică 1 iulie, solicită rezilierea contractului, pentru că și-a cumpărat casă sau nu știu ce s-a întâmplat acolo. Și am făcut o analiză a solicitărilor pe care noi le avem la momentul respectiv. Vă propunem ca repartizarea locuinței respective să fie ocupată de către familia Mircioiu, care are la momentul respectiv punctajul cel mai bun. Dacă aveți întrebări? Domnul Balaș. Știu că locuințele astea ANRE s-au făcut pentru tineri în general din zona în care sunt născuți, trăiesc, lucrează. Sau lucrează. În cazul ăsta, nu știu, are reputația cel bun în Dărmănești. Da, o să aibă, Mircioi este angajat în primărie, a dat un concurs, a luat de o lună jumate, este angajat la serviciul urbanist. Are o familie formată din 4 membri, soț, soție și 2 copii. Cu siguranță el stă în chirie, face naveta nu știu de unde și cu siguranță după ce va beneficia de contractul de apartamentul ăsta, își face mutația pe Dărmănești. El lucrează la Dărmănești, are un venit, are... Deci, sunt acolo niște condiții care trebuie să îndeplinite. N-ai condițiile alea, nu ai punctaj, nu ai venit. Deci, urmează toți și cel dinainte, care Lungul, care se mută din toamnă, cred că la acasă, el are și el mutație pe panele. Așa și-au făcut. Dar am alte întrebări, dacă aveți? Nu mai sunt. Putem supune la vot. Cine este pentru? Abținere. Domnul Dinsa, abținere. Cu 12 voturi pentru și o abținere, domnul consilier Despa s-a abținut, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 11. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în orașul Dărmănești. Am fost avizat de toate cele trei comisii. Sigur, punctul 11 este strict legat de punctul 10. După, știți că noi avem niște hotărâri de Consiliu care reglementează repartizarea locuințelor. După aprobarea listei de priorități, aprobăm și repartizarea locuințelor.
întrebări? Dacă nimeni nu știe cine că nu sunt întrebări, supune la vot cine este pentru. 12. Abținere. Domnul Despa, abținere. Cu 12 voturi pentru și o abținere, domnul consilier Despa s-a abținut. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Avizează Comisia Juridică, Comisia de Urbanism și Comisia Buget Finanțe. Da. Voi face câteva precizări importante. În primul rând că... Pe comisii acest proiect a fost respins. Aviza negativ. Da. Da. Să știți că acest regulament este foarte important și în proporție de 80% regulamentul răspunde solicitărilor pe care autoritățile publice locale le-a transmis către ADISBACĂ. Sigur că diferența de 20% contează foarte mult pentru noi. Și am solicitat împreună cu mai multe primării din județul Bacău, printr-un document scris, transmis către ADIS Bacău, să se țină cont de aceste propuneri pe care autoritățile publice le-au făcut. Și sigur, sunt niște lucruri care ne afectează în mod direct. La momentul discuției noastre de astăzi, ADIS Bacău a preluat în regulamentul pe care ni l-a propus să-l aprobăm doar o parte din acele propuneri pe care noi le-am făcut și sigur că dumneavoastră în comisie ați luat acte de aceste propuneri și ați avizat negativ. Sunt niște lucruri care ne dezavantajează, nu pe noi ca cetățeni ai orașului Dărmănești, ci pe noi ca beneficiarii serviciului de salubritate și ca atare vom solicita ca acele propuneri pe care noi le-am făcut împreună cu mai multe autorități publice locale din județul Bacău și aici vorbesc de Comănești, de Moinești, de Târgu Ocna, de Slănic și mai știu eu câți am semnat acolo, Măgirești, Ardeoan, Zeneșu, vom solicita ca să se introducă în forma finală a regulamentului și aceste modificări solicitate de noi. Una dintre solicitări este ca relația contractuală între persoanele juridice, între firmele de pe raza unei localități, să țină direct de operator, nu are treabă primăria, adică Romprestu, cel care ridică gunoiul, să se ducă la agentul economic și să încheie contract, două entități juridice, n-avem noi treabă autoritatea publică acolo. Fiecare își negociază cât produce, câți angajați are. Ei, regulamentul pe care noi îl avem astăzi la mapă, de fapt, nu ține cont de cele două entități juridice și introduce primăria, autoritatea publică, pe la mijloc acolo. Ce să facem noi? Să mergem să negociem în numele Romprestului, să ne transformăm în niște casiere ai Romprestului? Nu înțeleg. Da, deci, nu am dat doar un exemplu, mai sunt și câteva, dar lucrurile, repet, în proporție de 80% regulamentul e bun și cred că într-o ședință următoare, dacă vor fi făcute acele modificări pe care noi le-am solicitat, siguranță îl vom avea din nou pe ordinea de zi. Dacă dorești cineva, sunt undeva, făcut domnul Balaș, da? Am văzut că acest proiect se referă și la număr de persoane. Și la număr de persoane. Asta e partea bună a lucrurilor, să zic. La număr de persoane există o fluctuație a persoanelor în diferite localități în toată țara. Și ar trebui, printre unele precizări aduse ADIS-ului, ar trebui să, anual, ar trebui acest număr să-l identifice UAT-ul. Da. Da, să știți că... Și v-aș întreba la ora actuală, cam... Câte persoane? 80. Sunt luate în calcul 8080 de persoane, da. Și să știți că la discuțiile avute cu ADIS-ul, eu chiar am participat și chiar m-am implicat. Și am solicitat mai mult decât atât. Este o declarație pe proprie răspundere și dacă vă uitați la anexele regulamentului, sunt acolo vreo 3 tipuri de declarații în care fiecare cetățean are obligația să vină să declare câți membri are în gospodărie și ori de câte ori se modifică în cursul anului numericul ăsta, să vină să facă o declarație rectificativă. Dom'le, nu mai suntem 3 pentru că mi s-a măritat fata și a plecat la casa ei. Mă gândesc că anul ăsta plătim la 8080 de persoane, s-ar putea la anul, va de mâine să aibă 7000. Da. Cu siguranță. Deci noi facem aceste rectificative și să știți că oamenii vin la primărie și își declară
fluctuația asta, unii vin, alții pleacă. Avem și cazuri în care vin și cresc numericul pentru că au venit copiii din străinătate și nu mai pleacă și atunci avem și situația asta, dar în general suntem pe un trend descrescător. Aceste declarații pe proprie răspundere... Da. Aceste declarații pe proprie răspundere sunt ținute în dublă evidență. O evidență o avem noi și avem la serviciu impozite și taxe o situație foarte exactă legată de aceste declarații, iar o situație o transmitem ADIS-ului, adică și ADIS-ul ține evidența foarte strict. Mai mult decât atât, da, mai mult decât atât, ADIS-ul are bază comparativă și cu evidența populației și știe foarte clar acolo câte CNP-uri sunt active la Dărmane și câte adrese, câte... Dar la momentul ăsta noi mergem pe 8080, este un numeric negociat, agreat, asumat, în urma unor inventarieri făcute din poartă în poartă la Dărmane. Sper ca numărul ăsta să nu crească, pentru că în realitate nu suntem 14.000. Da, de asta regulamentul trebuie să fie foarte... Odată aprobat un regulament cu anumite sincope, după aceea se întoarce împotriva noastră și o să avem... Da, supuneți la urmă. Da, domnul Codioar. Domnul primar, miercuri, din nou gunoiul nu s-a... Cum? Miercuri, din nou gunoiul nu s-a ridicat. Eu găsesc zel, nu-i... Da. Așa. Și la a doua întrebare, dacă puteți să vă răspundeți, să răspundeți, dacă nu... Da. De ce Comănești, Târgu Ocna, Slănicu, nu primește la celula 2 gunoiul la Bacău? Da. Haideți să vă spun o treabă foarte... Poate nu ești mai în situația asta. Da. Aici sunt două viziuni. Să știți că Slănicu, Târgu Ocna, Helegiu, Comăneștiu, nu fac parte din acest proiect mare din care facem noi și partea bună a lucrului, Romprest. Romprestul este operatorul autorizat să ducă deșeurile din localitățile de unde colectează la celula 2. Aceste entități pe care le-am enumerat mai devreme nu au luat agrement ca să ducă la celula 2. Este o procedură care ține efectiv de ei. Deci ei ar trebui, primăriile respective, să se ducă să negocieze direct cu operatorul, cu Ecosud, să vadă cât costă acolo depozitarea, să încheie contract direct cu Ecosud sau cine e acolo, să, în funcție de tonele care le car acolo, să plătească. Se pare că la momentul la care noi discutăm, nu au făcut pasul 2 de a încheia un contract. Ei sunt autorizați de Ministerul Mediului să colecteze de pe raza localităților lor gunoiul și să-l ducă la Bacău. Dar la Bacău, acolo sunt niște cheltuieli la celula 2 pentru neutralizarea deșeurilor. Cheltuielile respective le fac cei de la Ecosud. Ori Ecosud spune, doamne, eu n-am contract decât cu Romprestul la momentul ăsta. El îmi plătește cu ADIS-ul. ADIS-ul îmi plătește mie pentru neutralizare. Tu dacă vrei să aduci gunoi la mine, eu te primesc, dar în condițiile celor pe care le-am impus și celorlalți, Romprestul. Adică vii la mine, faci un contract, îmi plătești, nu știu cât îmi plătești acolo. Cam aici e problema, dar cu siguranță și primăriile respective vor trebui să ducă la aceeași groapă, dacă își plătesc. Dacă nu își plătesc, e ca la, na, curent, ca la apă. Dacă nu ne plătim, ne taie utilitatea. Ce se întâmplă cu gunoiul lor acum? Deci ei ar trebui, în primul rând, primarii respectiv să ducă autoritățile publice, să ducă să încheie contract cu cei, atâta timp cât nu încheie contract, nu pune la parte. Nu, n-am unde să ducă. Deci la momentul ăsta n-am unde să ducă. Acum mai e o problemă. Cei de la care gestionează groapa de gunoi, nu mai prea primesc gunoiul ăsta așa cum vine el. Știți că noi la un moment dat am avut o problemă cu sacii de rafie. Era pus gunoi în saci de rafie și ne-au notificat și ne-au spus nu mai puneți gunoi în saci de rafie pentru că acolo nu se... El nu poate fi neutralizat, îți desfacă sacii, să scoată și în felul ăsta vă întorc mașinile înapoi. De aia noi am luat de bun acord decizia ca și-am transmis cetățenilor, domnule, nu mai puneți în saci de rafie să nu avem probleme. Ei, ăștia la alți care sunt Comănești și cea mai enumerat noi aici, nu-l selectează, nu. Dați niște probleme de selectat. Adică nu mai putem duce la celula 2, plastic și ce mai ducem noi acolo. Trebuie să avem și ați văzut că în Dărmănești am montat săptămâna asta 15 puncte de colectare selectivă și numărul lor
va crește în perioada următoare, da? Rog cetățenii la punctele respective să pună doar plastic sau ce avem noi acolo, hârtie și ce mai e acolo, da? Să nu aducă gunoi menajer, pentru că iar avem o problemă, nu îl ridică. Și tot ce este selectat se duce în altă parte, se duce la cele stații de transfer, iar la groapa de gunoi de la Bacău, la celula 2, va merge doar gunoi menajer. Deci, celelalte localități am înțeles că nu fac așa și au ajuns acolo cu altele de gunoi și a fost refuzat. Dar sper ca să fie gunoiul ăsta selectat. În ce cauză, acolo în zona rafinăriei, unde la Ungro, cum ne-a spus, da, da, pentru pietruri. E plin. Plin. E plin. Am avut o discuție cu ei și cam la două săptămâni golesc. Acum, dacă o să crească cantitatea, cu siguranță vor veni săptămâna. Ați putea mânca și pentru schimbă? Deci este montat. Deci, carton, deci al treilea, trei contași. Avem contași plastic. Avem albastru. Da. Plastic, hârtie, sticlă. Deci sunt trei tipuri de containere. Da. Noi am solicitat 15, deocamdată 15 baterii din asta și extindem în funcție de... Între stații, da. Și nu sunt legate cu... E un graf. Cu descant, e separat. Deci nu, e separat. Deci ridicarea acestor ridicarea acestor deșeuri reciclabile au mașină separat, bine, nu. Tot cu grafic. Da. Haideți să... Mai dorește cineva? Domnul Balaș? Nu. Haideți. Zic populația, e bine să știi. Da. Pe comisie, avizul a fost negativ. Negativ. Până la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? Abținere, nu? Împotrivă? Deci nu am votat. 13 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins. 2 tot. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind acordarea drepturilor bănești pentru lunile aprilie-mai 2018, aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de plasare. Am avizat Comisia Juridică și Buget Finanțe. Da, am introdus suplimentar acest punct pe ordinea de zi, pentru că ne-au ajuns documentele mai târziu, în termenul prevăzut de lege. Știți că noi ținem aproape cu aceste cheltuieli cu decontarea navetei. Avem luna aprilie și luna mai. Suma este, cuantum este de 12.983 pe cele patru școli de personalitate juridică de pe raza orașului Dărmânești. Sper să reușim până la sfârșitul anului să plătim aceste deconturi, pentru că e o problemă, sunt plătite din sumele din bugetul local și la momentul de față nu stăm foarte bine cu resursa financiară. Spuneam pe comisii că în toamnă sau până în toamnă vom avea o discuție la nivel de ISJ Bacău și chiar de Ministerul Învățământului, în așa fel încât la redistribuirea sau la distribuirea posturilor la școlile din Dărmânești să țină cont și nu numai, să țină cont de domiciliu, în așa fel încât aceste sume să scadă. Avem la momentul ăsta profesori care predă la școlile din Dărmănești și fac naveta de la Bacău. Și avem profesori din Dărmănești care predă la școli la comune din jur împrejur. Și poate că ar fi, în limita legii, ar fi extraordinar ca să se țină cont de domiciliu. Nu știu, noi putem deconta, să zic, 20-30%, dar dacă avem oameni care vin de la Găiceana sau nu știu de pe unde, chiar e un efort și pentru omul respectiv să facă naveta asta și pentru bugetul local. Dar vom avea o discuție să vedem în ce măsură. Este o problemă care e generalizată la nivel de județ, nu e cazul doar nostru. Sunt primării care la momentul ăsta nu-și mai permit, nu mai au din ce să plătească aceste deconturi. Noi nu vrem să ajungem în situația asta, dar măcar să țină cont cât de cât de domiciliu, în așa fel încât să fie și pentru noi... da. Întrebări, dacă vreți. Aș dori să se știe, dacă nu se ține cont de aceste lucruri, că din toamnă nu vom mai aproba deponturile, ca și Consiliul. Deci trebuie să țină cont că avem ce face cu banii, în general. Nu trebuie să-i dăm chiar să batem joc de ei. Dacă sunt persoane care pot preda din Dărmănești aici, nu are rost să facă naveta. Deci undeva... Sper, eu o să fac o adresă și o să o transmit inspectoratului județean, da, să vedem în ce măsură, că legea e foarte strictă pe treaba asta și... Da.
asfalt. Da, dar vine la Dărmănești și plătim la ave. La Dărmănești sunt care la compunitate? Aici. E și varianta cealaltă în care Consiliul Local nu mai apropă și atunci... Exact. Eu sper să găsim o... Să găsim o cale de mijloc și să... Fiecare se duce la servici pe banii lui, în general. Sigur. Am toți care fac servici. Așa este, așa este. Alte întrebări dacă mai sunt, dacă nu sunt. Mai dorești cineva? Nu, putem face alte întrebări. Cine este pentru? Abținere? Împotrivă? Cu 13 voturi pentru, ultimul proiect de pe ordinea de zi a fost adoptat. Și la punctul 14, punctul diverse, cine se înscrie? Să avem pe domnul Mirea. Domnul Fădurariu, domnul Petri, domnul Despa. Josefin și domnul Despa. Și de partea saltă. Mai dorește cineva? Da. Da, domnul Mirea. Vreau să numai un pic cu domnul Fădurariu, înainte de a da două, trei precizări scurte și după aia cred că am să mă retrag, trebuie să ajung la Mărinești, dar o să rămân cu vice eventual la discuții. Fac precizarea că legat de planul de investiții pe care noi îl avem anul ăsta aprobat, suntem cu el în grafic, am achiziționat Casa de Cultură și știți foarte bine, acum două săptămâni a fost cumpărată Casa de Cultură, achitată integral. Lucrăm la un proiect și cred că undeva în perioada 7 iulie vom avea o ședință extraordinară pentru a aproba indicatorii pe proiectul de la Casa de Cultură și strada rafinăriei. Deci am prins un proiect comun acolo, asfaltarea străzii rafinăriei și modernizarea Casei de Cultură. Până la sfârșitul lunii iulie, până în 20 iulie, trebuie să depunem acest proiect și de asta o să fie nevoie de o ședință extraordinară. Am achiziționat boldul excavatorul care a fost aprobat prin o hotărâre de Consiliul de Achiziții. Este venit, este achitat integral. Am reușit să facem acele plombări pe strada energiei și știți că mulți ați ridicat problema străzii energiei. Nu am avut-o prinsă în lista de investiții la începutul anului și lucrul ăsta ne-a dezechilibrat financiar, pentru că valoarea lucrărilor a fost undeva 308.000 de lei, adică 3 miliarde pe care a trebuit să le găsim undeva. Am făcut 5.200 de metri pătrați de plombe cu asfalt cald. Am parcurs etapa de recepție la terminarea lucrărilor la canalizare. Este un pas important și pe această cale transmit încă un mesaj cetățenilor să facă raporturile la canalizare, pentru că la momentul de față stăm cu niște proiecte de asfaltare în așteptare. Este vorba de strada Orizontului și strada Brătulești parțial. Nu sunt făcute toate raporturile și nu vom începe refacerea străzii până nu avem făcută partea asta de asfaltare. La recepția lucrărilor, proces verbal care a fost semnat la Bacău, noi am notificat toate problemele care le-am identificat la recepția în teren. Există o perioadă de un an de zile în care constructorul trebuie să vină să refacă acele deficiențe pe care noi le-am constatat. Ce ține de partea de subteran, partea de infrastructură a canalizării, lucrurile sunt relativ bune, deci în mare parte au fost remediate până la momentul discuției. Stația de epurare este în proporție de aproape 90 și ceva la sută finalizată. Se montează acum echipamentele electrice, electronice, în așa fel încât în 1 august ar trebui să înceapă probele tehnologice și din nou mă întorc la ideea de a face cumva acordurile astea cât mai repede. Avem nevoie de 1500 de acorduri ca să putem face probele tehnologice. În mare suntem în grafic cu partea de investiții, adică ce ne-am propus până la momentul ăsta am reușit să le facem. Am finalizat și parcarea pe care noi ne-am propus-o la Târgu Săptămânal, da? Am spus acolo cu o parcare de 250 de metri pătrați.
în așa fel încât sper eu, după ce lucrurile se vor așeza un pic cu vremea, și astăzi vom avea un comitet local pentru situații de urgență, să începem să intervenim din nou pe drumurile astea de piatră, care după ploile astea au fost afectate. Mulțumesc, alte întrebări, dacă aveți scurt. Da. Vreau să vă amintesc că am pus niște, la ședința anterioară, niște probleme în cadrul ședinței despre fumul care iese la fostul Romunion. Și am mai pus-o de un pod undeva la Plocul, care a fost pentru vite. Da. Între timp s-a mai dărâmat și podul de lângă Picoi peste Bus. Nu pot trece vite de la și vreau să vă mai transmit, să trimiteți pe cineva prin Boiște, că sunt foarte multe becuri care nu mai ajung. În Boiște nu sunt. Ba da, la Văduțe unul de vreo 2 ani. Eu am schimbat și pe strada Minerilor, dacă vorbim. Strada Minerilor. Strada Minerilor am schimbat. Am spus pe Boiște, n-am spus o stradă. A, în partea ai luat, da. Și nu zic dacă știți. Și de unde iese fumul ăla? Da, haideți să vă răspund punctual. După discuția indicată din noastră, m-am deplasat la zona Romunion. Acolo există o firmă care a cumpărat parte din fosta Romunion și au un uscător. Și m-am dat acolo, bă, ce face ăla, ce bagă acolo? Nu avea deșeuri din lemn. Deci n-am văzut și nu, dar nu are nicio treabă. Cred că mirosul ăla de medicamente, cred că este de la uscător, că îl tratează cu ceva, imnicul cu ceva, da. Dar nu, nu avea deșeuri din lemn în... V-am propus și eu să luați în calcul canalul ăla de scurgere, cum de armănești, în poiană. Am spus eu că trece din apa undeva, din groapa vie, niște sat, un canal care s-a fundat. Și trece peste stradă și provoacă inundații. Acum cu ploile chiar a afectat mai mult de case, dacă mai ales terenul în zona casei. Da. Ce e pe terenul și proprietate privată? E un pic mai dificil. E o zonă în care trece prin... E un canal care e făcut mai industrial, adică nu e un șanțuleț, un șanț destul de... Numai că este din anii 80 și l-au așa făcut ăla, betonat și l-au mai fost curățat întreținut și e mai larg, dar trebuie să... O să căutăm o soluție, pentru că în perioada următoare vreau să, după ce stau proiect, vreau să mai facem o revizie la toate curaiele, canalele și ce mai avem aici. Legat de podul de la Josen și cel de la Plop. Cele două podețe, că sunt două podețe, sunt pentru trecerea animalelor. Obligația de a întreține și a repara sunt a celor care au concesionat de la primărie terenurile respective și care primesc subvenții. Și podul de la Plopu și podul de la Joseni au fost făcute de asociațiile crescătorilor de animale care dețineau înainte acele terenuri. La Joseni am avut o discuție cu Iustina Hazaparu, care are la momentul ăsta contract cu primăria pentru lunca de la Joseni și a achitat două sau trei țevi, nu mai știu cât de lungime mare, da? Ca să venim să facem, să le facem acolo, iar noi ne-am asumat să venim și noi primăria cu mână de lucru. La persoane care m-au întrebat, cam așa ne-am explicat da. Cum este în obligația deci, dar este... prin primărie oamenii... Cu siguranță, cineva se constrânge da, cu siguranță și cei de la... Da, și cei de la... Mai ales acum da. Cu apa mare nu mai pot trece cu videre. Cu siguranță. Asta denotă că în momentul în care am dat aceste contracte, practic oamenii nu au mai fost interesați nici de căi de acces, nici de apă, să știți că nu este apă. Iar de unde au mai fost lucrurile alea de apă, nu le-a mai întreținut nimeni, sau în fundal n-a mai pus nimeni nimic. Ci vin și îmi spun mie. Și vin și îmi spun mie cei care au contract și au obligații acolo. Că scrie un contract, el este obligat să... Dar le ține. Da, totuși așa vreau probleme. Vreau să vă anunț că trebuie să mă retrag mai repede. Și că am cam o problemă de retrag. La și jumate mă retrag și eu. Așa vreau o întrebare. Vă rog. Primăria încasează niște bani de la aceste persoane, nu?
E autofinanțat, e tema un pic. Trebuie văzut ce obligații au persoanele respective și să vedem la construcție. La pășuri, de exemplu, la bucăi, de da. De exemplu, să știți că noi ne facem treaba, noi ne facem treaba ce avem noi acolo și ținem. De asta am și spus că la podul de la Jusen, primăria intervine, ajută, sigur, găsim o soluție de bun acord, nu lăsăm. Dar nici nu putem face noi tot și ceilalți și au să uită. Și apropo, m-am scris, e bine că aud ce lucruri bune, intervenești canalizarea asta pentru Cârcotașul, spun așa, da. Deci până la urmă urmi va merge, nu? Bă, eu sper, e bine, deci, după lupte multe, lupte multe și multe. Deci noi, în mare parte, am făcut un verificări la partea asta. S-ar putea să mai fie și lucruri asumse de care sunt identificat. Asta e viață. Da, în proporție de, să zic, 80%, lucrurile sunt în speculare. Da. Câteva minute, eu mai sunt. Cine vrea să mă mai întrebe ceva cu mare drag, dacă nu mă... La diverse. Da. Păi la punctul diverse, da. Da. Referitor la de ce n-am convocat Comisia de Urbanism. Fiind de serviciu și eu și Cosmin, pot portocaliu, am fost așa, am ținut, ne cheamă oricum la serviciu, trebuie să intervină. Și aș vrea ca ședințele pentru Comisia de Urbanism să se țină la primărie. Deci eu vă pun la dispoziție sala de ședință, oricine vrea veniți aici, vă convocați dumneavoastră cum vreți, când vreți. Acum, dacă este o problemă legat de servici, că și domnul Pairele și, și domnul Potfaț lucrează la administrația bazinală sau cum se cheamă, la baraj, cu siguranță că ați fost acolo un bon semn, un vot portocat și așa mai departe. Da, eu cred că cu un telefon, ca să nu se supere nici colegul de la Despa, nici cel, cu un telefon, vă ne punem de comun acord, la ora 7, la ora 5, la ora... Da, sunteți 4 oameni, 5, care vă puteți de comun acord, pune și fără niciun fel de problemă. Dacă vreți în ziua ședinței, foarte bine, dacă vreți cu o zi înainte ieși. Regulele stabilite în asta, eu n-am niciun fel de... Am dorit să-i puneți totuși o mașină la dispoziție să mai merg în teren să vadă aceste lucruri, Comisia de Urbanism. Să știți că avem, nu e niciun fel de treabă, poate să mai am eu o mașină, dar asta înseamnă să veniți în timpul celor orilor de... ca să iau aici o mașină. Nu-i treaba noastră, da, fără niciun fel de probleme. Să știți, că noi asigurăm... Și în stațiile de microbus, dacă se poate pune câte un coș de gunoi ceva. Dimineața mai sunt oameni care fug cafeaua în mână, le aruncă pe unde apucă. Am văzut și la sală truc și în centru și la poștă. Poți să vedeți. Nu prea sunt adept așa multe coșuri de gunoi, pentru că coșurile alea de gunoi au avantajul comune și lucrureți. De exemplu, avem un nene care are o problemă și fiecare dimineață trece prin Dărmănești pe aici, prin centru și scoate din coșurile de jos. Are o problemă. Da, ce să... Și nu-i coșul plin, dar el duce în fiecare. Și chiar, vă rog, să mă uitați, este coșul de la CEC. Eu l-am găsit odată și am zis una de oră. Păi sigur că deci, avea câteva... Coșul nici nu era jumătate, că am zis la început că poate trece un câine, răstoarnă, nu. Coșul e bine blocat acolo și l-am găsit cu mâna. Mai căuta și ceva pe acolo și hârtirele de dădea jos. Ce mai era acolo? Nu-mi interesa. Da, avea și eu treaba lui. Da. Domnul Despa. Dar dacă sunt semnate probleme în urma apoiilor din ultimile zile, da, am să vă fac o informare. La momentul de față noi suntem, să zic așa, mult sub nivelul localităților din jurul nostru, din punct de vedere a, să zic, fenomenelor inundații, fenomenelor negative. Am avut totuși avantajul, a plouat și la noi și a văzut destul de mult, am avut avantajul că în anii anteriori noi am decolmatat toate fâraile astea care ridicau probleme. Tot ce ține de zona Brătulești nu a avut niciun fel de probleme, inundații, case și așa mai departe. Am făcut digul la Rom, în spatele romilor acolo și a ținut, nu au fost inundate, deși uzul a crescut foarte mult prin deversările făcute de baraj. Am făcut digul la Păcuben și chiar aseară, și aseară a fost acolo, la momentul de față. Nu sunt niciun fel de probleme nici în zona Păcuben. Am făcut și am calibrat izvorul negru. Să știți că izvorul negru a venit foarte puternic, foarte mare și dacă nu am fi făcut, ridicat podul ăla acolo, cu siguranță
și drept dovadă a rupt pragul de fund, aval de pod, cei care ați trecut pe acolo poate ați văzut, a fost făcut din gabion un prag de fund foarte serios, foarte la rupt efectiv la, la ieșirea de sub pod. Ne-a afectat un pic digul din amonte de pod, dar nu l-a rupt, nu are niciun fel de treabă și sigur, drumurile de piatră care au fost avariate cât de cât. Acolo am trimis oameni astăzi acolo în vad. Acolo și vom avea constituit un comitet local pentru situații de urgență, să facem o analiză în detaliu, dar, repet, comparativ cu Slănic, comparativ cu Oituz, cu... Nu suntem... Că nu sunt probleme deosebite. Am avut și Nu se ne acolo, ne venea totuși, era un cot acolo. Nu vine totuși, o să rău, totdeauna era o problemă. Nu sunt probleme, la momentul ăsta nu am probleme. Dar deci nu avem probleme. Stai și ultimul ăsta, dacă personală, cred că nu sunt singur care m-a așteptat să vedea pe domnul Moise Carlo instalat în scaunul de președinte ședință, să-l auzim vorbind. M-a surprins plăcut, văd că domnul profesor Moise Carlo vorbește foarte bine limba română, are o dicție perfectă. Nu cred că este un analfabet, așa cum au încercat alții să-l prezinte pe rețele de socializare și pe cei care își puneau probleme dacă trebuie să își dea copiii pe mâna acestui domn profesor, astăzi a convins, merită să își dea copiii aia. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc. Da. Bun, dacă mai aveți alte probleme, da. Eu mulțumesc, mă retrag, rămâneți dacă mai aveți domnul viceprimar, domnul vice, vă rog, da? Da, mulțumesc tare, bun, zic bun. La tăcere, domnul președinte, domnul viceprimar, am tot spus mereu să adâncească încă din de acum la pădurea de ani, să facă către pădure la noi, de la paraponicele acolo. Deci să adâncească ca faptul de apă până la deasă pădurii, în la ultima casă la Manule. Nu s-a făcut nimic, oameni că sunt din timpul rămân oameni fără apă iată. Deci îi pus pe deasupra pietrilor, nu trebuie să-i șerpuni de aia, că așa au fost. Zic că de la noi, de la pădurezi de acolo, de la faptul, de la antenii paramorții, de la deal de mine, de acolo, până la păduri, strada către păduri, deci am trebuit îngropat din nou conduta de apă. Iese la suprafață și în viață, deci a treia oară când a spus. Deci trebuie luat de pe acum, a făcut canalizarea galonului acolo și băgată la 80 de metri, cât pe de stasă. Vă rog, luați măsuri acolo, pentru că nu vreau să mai revină doar pe la omul ăia. O altă problemă. Scurt. Am mai spus o dată. Deci, tot de la paraboliții acolo de la Bădureț, către drumul mini, până la mine, am spus să se facă un șans betonat cu podețe la fiecare intrare în curtea oamenilor. Întrebând acum cu apa asta care vine oameni din păduri, nu m-ați înțeles niciodată, au deversat toate bălegarele, sau un WC-ul de oameni, puțin absorbante. Au luat-o pe drum, pentru că nu au o șansă, dar de acolo n-ar fi că o ia numai la WC, nu pe drum. Dar merge tot drumul până la Alexia, de care iese la pot. Deci trebuie făcut un șans betonat până în canalul celălalt care există la Cerică Trișat. Am înțeles. Da. Altă treabă. Este... Nu mai pot să-ți când vine apa de la pădure, este șanțul mini de acolo care vine cu coace, știți că sunt evolumatat la podetul cealaltă din cauza tonajului mare de lemne șanțul, s-au înfundat. Ei, s-au mălit. Am pus oamenii din oameni, au scos mâlul de acolo care au reușit să iasă, de miroasă de alea dracu din mâl, dat prin mață. Și trebuie discutat cu pădureț Gheorghe. Și mai puneți unul, albu petrecă, cu șanțul de la podet de acolo care traversează hatul până iese la trotești, în bucata lui fratele meu, la dat drumul la șanță. Se curăță șanță sau îl facem betonat, hotărâți odată, pentru că acolo s-a oprit apa și de acum e plinul, puțul e plin, șanță. Altă problemă. Deci, asfaltarea drumului presupune că se trebuie să face până la biserică. La părâul Ardeleanu, deci eu spus domnul primar, acum am vorbit,
Acolo trebuie de la păduri, băgat un excavator, de la stânci, adâncit de Albia și dat într-o parte făcut un drum către cetățeni, unii de decidiri. Mai departe. Noi am devenit cartier, după cum văd eu. Scris omul și îmi vorbesc verbal, doamna secretară a plecat, a plecat. Deci, odată cu denumirea de cartier, dorim să denumim și străzile principale, că străzile normale, oameni să știe de unde avem și noi o stradă. Cu tare. Să o luăm legat. Deci, dacă sunt legat. Inițiat în procesul de lucrul ăsta, da. Inițiați un proiect de hotărâre și va fi cu adoptări. Da. Și drumul, după ce se arată toate lemnele astea la pădure, zic, o terminat, că nu mai e nimic de drumul. Nu, mai e, tot timpul. O să fie. Trebuie dus, am numărat până acolo, sunt vreo 14 găuri ca lumea făcute acolo, de nu pot trece oamenii cu căruțe la fân, dar unde se mai duc ei acolo. Noi am început drumul cealaltă, care l-am vrut noi să la drumul roșu, s-a închis. Păcat din el, că dacă noi făceam drumul tău, l-am sărbat oamenii între ei, că nu mai pot dă drumul să ia minte cu bucățile lor. Ăla, dacă era dezunat atunci, îl făceam, dar de așa au rămas. Nu am făcut așa. Deci asta, atâta. Restul... Să se facă, dar îți face ceva, că să nu mai tot timp, iar noi mereu să ne vorbim, dacă vorbim degeaba, o să mă scarpe, dar în cap nu e unul din probleme. Nu știu de ce nu apare. Dar pe cost. Domnul Ate, da. Dar voi opteze, este părerea mea, dar zice cum. Da. Fiindcă m-a lăsat un primar să dau răspuns. Da. Sau să... Păi, să sunt un primar, dacă luăm toate problemele astea pe care le spuneți dumneavoastră, în mare parte sunt reale, înseamnă să mobilizăm primăria o bucată de timp numai în zona locului. Și să lăsăm, dar mă lăsați un pic. Dar mă lăsați voi. Dar să se făceau de timp. Eu nu v-am întrebat. Așa. Eu nu spun că nu se justifică sau se justifică sau nu se justifică, dar nu putem mobiliza toată primăria să rezolvăm problemele dumneavoastră personale. Dar nu sunt și îmi dați voi. Dumneavoastră sunteți consilier și, mă auziți, da. Pentru problemele care sunt importante, trebuie să inițiați niște măsuri. Aveți dreptul ăsta. Păi și ce măsură? Stați un pic, astea sunt la diverse. La diverse. Noi le selectăm în ordinea priorităților și în ordinea urgențelor. Că nu ajungem la toate, e posibil. Păi nu mă arat asta. Nu, nu, dar dați-mi voie mie, că dacă mă tot completați, vă v-am spus noastră. Așa. Fiindcă, asta aveți obiceiul ăsta să veniți cu liste întregi și după aceea nu s-au făcut. Dom'le, se fac, o parte dintre ele le-am făcut, o parte intră în programul nostru viitor, dar nu înseamnă să ne mobilizăm toată lumea, tot colectivul primăriei cu toate forțele, să facem ce spunem dumneavoastră, că unele se justifică, altele nu. Bine că se rezolvă noastră și aprobăm noi, adică de mână și fac inițiați proiecte de măsuri și pentru zona noastră. Iar felul în care puneți dumneavoastră problema, că râu de la Dărninescu sau drum de la Lapoș sau nu știu de unde. Eu cred că domnul primar a lucrat în mod echilibrat, subliniez, echilibrat în tot Dărmănești în cei 2 ani de zi. Nu poate spune cineva sau nu poate să răspunde cineva că a tras într-o parte sau într-o parte. Am înțeles, dar cum e Plocă, cum e Cercu, cum sunt și alte zone ale Dărmănești, așa este și Dărmăneasca, dacă vreți, și nu am cerut eu lucrul ăsta, după rău, și așa este și Laușa, așa este și Sărătutul și toate cele. Nu am consemnat. Eu am reținut problemele dumneavoastră. Dacă nu vreți să dau răspuns, nu mai dau. Eu am reținut problemele dumneavoastră, o să le analizăm și să vedem în ce măsură le facem. Putem spune că le luăm pe rând și de mâine începem treaba la el. Nu pot să mă apuc eu cu lopata, așa cum am avut o problemă. Acum am dat bine și bani în buzunar, de mă uscat. Nu, și-o poate să mai dau ceva. Sunt și-o problemă.
trebuie rezolvat. Eu v-am spus că o să... Nu vreau să fiu... O să luăm în ordinea urgențelor și a priorităților. Nu vreau să fiu o caricatură în fața cetățenilor din satul propriu. Nu vreau să apar ca o caricatură. Deci vreau să se facă ceva și nu depinde de mine să mă apuc de la spate. Eu să fac eu. Am înțeles că tot... Mă ați acoperit și ulicele, domnule, nu numai unde e frumos.